Parlamentarii din 16 țări au adoptat astăzi o rezoluție prin care sprijină integrarea europeană a Republicii Moldova ca parte a Inițiativei Centrale Europene. Documentul a fost aprobat la reuniunea adunării parlamentare a inițiativei ce a avut loc la Chișinău. În cadrul reuniunii de la Chișinău, oficialii au vorbit despre provocările Republicii Moldova și importanța cooperării cu statele membre ale Inițiativei Centrale Europene, cel mai vechi și cel mai mare forum interguvernamental pentru cooperare regională în Europa. Sperăm că reuniunea de astăzi va fi un nou prilej pentru dezbateri sincere, de actualitate, pe subiecte care ne preocupă pe toți. Membrii ai Parlamentelor Inițiativei Centrale Europene. Now in these difficult times, and when I say difficult this time I no longer mean the weather, I mean the regional geopolitical circumstances that we find ourselves in, the unity that European member states have shown has been remarkable. Oficialii au apreciat eforturile Republicii Moldova privind aderarea la UE și au reiterat sprijinul pentru următoarele etape. I really praise Moldova for its efforts and achievements undertaken despite the difficult circumstances caused by the war in neighboring Ukraine and the major social and economic challenges. Moldova's government and parliament have demonstrated their commitment to progress on the EU agenda while taking measures to mitigate the impact of war, including hosting a very large number of Ukrainian refugees. In about 3 weeks, the European heads of state and government will discuss the Commission's reports and will decide on the future steps. Republica Moldova este membru al Inițiativei Centrale Europene din anul 1996.